Deci, despre, da, da, în curând, e pentru
Sper că am fost acutați în 5 minute, le putem și 5 ore. Am făcut o poziție în 7 minute. Dacă am făcut-o în 5 minute, tot trebuie. Nu mai mai zic. Mâncați, ce vă? Da. Sunt de vreo să iau o întrebare. Da. 2 minute. Da. Eu nu simt, doamna primar, cu o întrebare, că mulți oameni sunt copii de mine și nu... Nicolitate cu mașutului din noi. Tot, pătrăță. Da, să te iei, să te iei, să te iei, să te iei. Eu am spus că-ți ies în culoare. La urmă, trebuie să te iei. Da? Nu, pătrăță. O, ce este de proședință? Da. Asta mă urmă. Este regulamentul care trebuie din noi, la urmă, de ce? 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 Eu retrag întrebarea din ordinea de zi cu numărul 6. Prin motiv că întrebarea, până în prezent, mai nu a dat hotărârea motivată. Vă aduc la cunoștință că este dispozitivul prin instanță cu privire la restabilirea domnului Dare Victor în funcția de viceprimar, dar din motiv că noi două luni avem două cereri de depuse, toate că dispozitivul este indicat în termen de 15 zile la solicitarea cu deliberat hotărârea motivată, noi nici până în prezent nu avem hotărârea motivată, respectiv eu nu vă pot aduce la cunoștință astăzi. Din care motiv, ce a încălcat Consiliul, ce nu a procedat corect, unde s-a greșit, nu vă pot aduce la cunoștință. Din acest motiv, în baza legii și a termenilor mele legale, eu retrag această întrebare din ordine de zi. Mai consilier, doamna Cerniteu este inițiatorul întrebării date, deși este dreptul ilegal să o scoată din ordine de zi, de ce noi dăm o întreprindere în asemenea de parte și cu trăificații să. Execută, nu se discută, de ce nu se problemă discută, e realizatorul, a fost, deci se primește. Și înseamnă că întrebarea 6 este scoasă din discuții, la este întrebarea că a fost comisie de Bugeați Finanț și Comisia Juridic și Construcție, vă văd mostră astăzi, și cine pentru ordinea de zi dată vreau să votați? Proiectul, proiectul, schimbarea. Bă, da, ca bază. Da. Și adăug domnul Comisitatea de Buget a scos întrebarea numărul 4 și numărul 5. Întrebarea numărul 4 nu primit avies pozitiv și scoate numărul 5. O spătem? Da, da. Și la noi, continuăm la tot la Comisia Juridică, la cartea de prerogativă a Comisiei de Finanțe. Noi tot o amânăm. Nu, scotem prin... Nu, azi o scotem și o amânăm la sesie de toate. Deci Comisia Juridică a fost negativ, dar nu este sesie. Cine pentru aceia ca întrebarea asta să fie scoasă și amânată la sesie viitoare, vă spun că asta. Și șase, e scoasă la comisie. Asta comisie o propunem de aici, e inițiatorul 4, întrebarea nu 6. Da, 4, nu doamna mă, 6 inițiatorul scoate o urmă pe mine. Da. Deci, înseamnă că urmă întrebarea 1, 2, 3, 5, 7 și 8. Mai înainte, vreau. Mai înainte. Deci, ne de la 23. Discuția este unul de produs cu ordine de zi. Deci, prima întrebare cu privire la funcționarea observatorului. Domnul președinte, comisia a dat dispozitiv și propune tot. Dacă comisia a discutat specialistul, eu rog să vedem în loc. Cine pentru șantă a votat? Împotrivă? Așa, întrebarea 2, când vedem la locale în bază la funcționare, și comisia? Comisia a dat aviz pozitiv, dar s-a pus la discuție, consilierul. S-a pus la discuție consilierul. Stimați consilieri, vorba despre alocarea a 10.000 lei de instituția educației timpurii numărul 3 Soare, cu ocazia aniversării 60 de ani la deschidere. Toți cunoaștem că este cea mai mică instituție din oraș și
a parvenit din urmă de propunerea de a se aloca 10.000 lei. La Comisia de Buget a parvenit propunerea că acești 10.000 să fie alocați ca premii pentru lucrători. Din instituția fost aceste 10.000 sunt necesare pentru instituție. Elementarul ei nu au scaunul în cabinetul de lucru. Mi-e trece de trebuie să facă coarta. Coarta oare din anul 57 oameni. Pentru asta e propunerea. Nu știu de coarta. N-am avut o coarta, face acolo. Deci, înseamnă că prima propunere, prima propunere, nu știu, eu am fost 10.000, noi nu s-au dat în instituție și e, dar 10.000 de dat la oameni cei care lucrează acolo, măcar 500 de lei, asta așa. O găsesc noi, cred că instituție nu trebuie mă trebuie mintea, nu scau în gării, dar și primea colectivă. Să de acolo, nu sunt primea, 10.000 de lei. Cerim potrivit, obținut cum am zis. Mai departe,
Deci, cu privire la construcția magazinului comunitar pentru teritoriul destinat de scoasă. Deci, avizul este pozitiv. Dumneavoastră știți, piața alimentară este întreprinderea municipală și din diferite motive, noi am pierdut mulți clienți, inclusiv și pești. Peștele este economie de vară și șef de rând, pentru că pești vin. Pești s-au dus la piața lui Brăilean și noi pierdem pești. De aceea, s-a venit o decizie colectivă să facem un magazin de pești, să facem condiții care corespund cerințelor, ca să și pești să vină întreprinderea noastră. Noi nu putem să interzicem și noi oameni după Lărelean prin piața-i piață, că mă, că e și de tonul. Unde asta ați fi? Da. A? Unde ați fi? Ați fi... Doamne, este eu, am prezentat, este schemă... Nu, vreau să spui unii două cu mici unii. Între calul și între bivol. Între calul și între bivol. Este o situație. Este o situație. Este o platformă de 30 metri pătrați, se care nu vă mulți așa. Avem acces la organizare, la asta, la... Nu se poate că aveți încredere noastră și să stați la urmă. Noi tot... Noi trebuie schema. Noi tot trebuie să... Să obiectăm și cu clientul. Da, trebuie să ne oprezi la... Deci, noi trebuie să votăm pentru clientul, că eu vă rog să votăm ce trebuie de cea asta. Votăm. 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 Împotrivă unii voci. Ce este la privire la transmitere stații corporale de privire pe canal? Ce minus? Domnul colegi. Da, stimați consilieri, este vorba... Privire pozitiv. Adică multe, dar... Este vorba despre transmiterea în gestiunii economică întreprinderii municipale a stației de operare care a fost construită prin proiectul transfrontalier din Moldova, România, Ucraina. Construite de Consiliul Raional, transmis primăriei orașului Dorotea, care a transmis 2 ani în urmă. În baza actului de recepție finală, acum se transmite în gestiune economică întreprinderii municipale a Canalului. Da, deci nouă trebuie să le dar noi trebuie să vedem că primăria nu poate să știe. Să aibă la balanță. De ce e? Vreau să spun un lucru. Și nu poate trebuie? O să mă urmărim. Deci tu te așa nu că ți-o zăgă și nu are. Ce propun că sesia să fie închisă, nu mai departe, dar nu să fie întrebări la timp, adăugătoare. Cine dintre ce e ca sesia să fie declarată închisă, nu se putea? Nu se putea. Nu se putea. Nu se putea. Cine se putea? Da, să se putea. Ca să scutăm la referitor la întrebarea domnului consilier Tătăcovski, vreau să vă comunic că cu toții cunoașteți că a fost efectuat un concurs privind contractarea serviciilor de transport rutier pentru orașănesc, pentru oraș. Ele au fost, a început practicarea acestui transport, dar din motivul că lipsesc șoferii, nu vor să lucreze, au lăsat mijloace de transport la parcare. Din acest considerent, la moment, nu sunt rutierile pe oraș. Suntem în căutare de șoferi, atât agentul economic, cât și noi încercăm să-i... Păi, avem și contract cu agentul economic. Noi nu putem să intervenim pe perioada de acțiune contractului. Noi am înaintat pretențiile noastre agentului economic. Urmează sau rezilie contractul sau dumnealor remediază toate aceste încălcări în termen cât mai restrânși. Dacă nu... În simplu moment, un program haotic, nu știe eu cu lumea, la ce oară vine, la ce oară se duce. Constatau că trebuie să primești în bus, trebuie să nu primești în bus. A fost programul de testare a graficului care a fost calculat, tot aprobat la ședința Consiliului, ca să facă un practic de funcționează. De asta a fost haotic. Acum apar că se stabilise deja graficul, dar șoferii refuză să lucreze. Pot să vă spun că are un salariu șoferilor de 50 de lei practic. Dumnealor refuză să mai lucreze. Adică, în total, dacă calculați, primești la 4500 de lei. Cum facem o cedemă în parte? Am zis că am înaintat pretenții în scris, conform contractului. Asta e, nu lucrez
Cărdurița și transportarea de oraș lucrează pe oraș, tot de unul lucrează pierde. Pierde lucrează. Atunci trebuie să vedeți statul de avocat, primăria verbală, asta de vedeți tot așa. Da, da, da. Am uiat prieța aici pe care au fost, eu cunosc, deci de mult cunosc asta de 2000 și ceva, asta de 2003, așa de cunosc în așa. Prieța nu mă bag la asta. Nu mă bag. Șofer aici, nu am să mă duțin 4.000 lea. 4.000 lea, frate, dar asta nu avem decât. Asta trebuie de, deci, cu de șasă, de tăt de rupt, asta ca pătrată, dar asta și le propun încă un acord de procurată, este aparte de drepte de locuri fiscală, 76-a acolo de sinus. Și primărie și noi totdeauna să trebuia să se dăm dotație. Urmează că urmează că urmează că urmează că ședință, noi suntem cu careva profunde, dar nu avem careva supraveniturilor sau economiei, să dăm o soluție sau mai achiziționăm un mutat de transport în autobuz, sau autobuz existent deja o să scoatem, adică vedeți oricum sunt relații contractuale care trebuie să... Autobuzul în funcțiune și o fiecare a fost rămas. La unui exemplu, nu este șofer de Gloria Sfiera. În parte de alte presare, că se vrea să ceară. Șoferul că poate să fie. Dar asta o dă nu. Că medicării de au mult să fie asta. Orică de ce e. Și ar mai puțin că nu l-am leat în altul mie. Iată ce e. Nu să trebuie. Nu vreau să spun. Cum de când ce era. Eu 10 ori am fost la mine să primesc tot lucrul, n-am primit ca șofer, trebuie un șofer de voi, de să. Că de când ești și-am auzit tot să fac așa și de când ești. Autobuzul e făcut, dar de când ești un grad alt, în care este. Eu nu vreau să sui autobuzul cu oameni, trebuie să prind, dacă spuneți de pază, trebuie de pus copilor în autobuz. Că singur șofer nu poate iasă, poate știți conducția, nu poate să iasă ca să controleze fiecare pasager care își sui. Asta iată și o duire convocatoare. Câte 40-50 de oameni duceau. Și aici, că aici era prețul și strângea. Și dar eu câteva. Și două probleme care au avut. Eu strâng și ce vă rog. O problemă care au apărut acum, de ce șoferul s-a luat, că au înțeles, li s-a comunicat că proprietarii au instalat cămeri în interiorul rutierelor. Da. 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 Și de asta... Aici cea mai mare problemă care nu trebuie să dată. Ce oameni și lucrează? Dar șoferii cu 4 minute. Dar și faci oameni, faci oameni și lucrează. Fie la oară și sunt picioare, șoferi sunt. Să-i